La sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, Mănăstirea Maxineni și-a cinstit ocrotitorul. Cu acest prilej înalt, preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit pictura din biserica Paraclisa acestei mănăstiri. Apoi, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară amenajat în curtea mănăstirii, în prezența credincioșilor sosiți în număr mare atât din Brăila cât și din localitățile învecinate. Ierarhul a hirotonit un preot pe seama bisericii Nașterea Maicii Domnului din localitatea Torcești, iar un tânăr teolog a fost hirotonit diacon. La hramul Sfintei Mănăstiri Maxineni am avut bucuria mai întâi să sfințim pictura bisericii celei noi, unde există și chiliile monahilor din această mănăstire, în apropierea cetății voievodale și bisericii voievodale, care s-a restaurat de curând și care așteaptă timpul pentru a primi consacrarea sau sfințirea. În același timp, ne-am bucurat de prezența unei mari mulțimi de credincioși care au făcut din acest loc mănăstiresc un centru de pelerinaj, mai ales în această parte a câmpiei Brăilei, unde sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul se împletește și cu multe datini populare, cele mai multe având ca obiectiv important sărbătorile copiilor. În 1976 am avut șansa extraordinară, istorică, și pronia cerească a dorit lucrul acesta, cred, să începem cercetări arheologice și istorice, cercetări care au mers până în 1991, iar din momentul în care planul arhitectului Călin Hoinărescu de restaurare a bisericii și a anexei, adică a clădirii alăturate, a egumeniei, din acel moment a trebuit să mai realizăm câteva cercetări însă care au dat rezultate extraordinare. Iată de ce suntem foarte bucuroși astăzi, este o bucurie aparte, ca după sfințirea bisericii mici, bisericii construită după 2002, să avem bucuria, poate către toamnă, să vedem sfințită și această ctitorie voievodală de secole veche și care acum este restaurată în chip exemplar după planurile arhitectului Hoinărescu. La sărbătoarea de la Mănăstirea Maxineni au venit și foarte mulți elevi. Am venit astăzi la mănăstire în calitate de cadru didactic cu un grup de copii. Tânăra generație trebuie îndrumată spre calea lui Dumnezeu, cu pași mărunți, dar zicem noi siguri, și am profitat de această sărbătoare, de locul acesta atât de frumos, și tinerilor le-a și plăcut aici. Am venit la această mănăstire pentru că a fost o sărbătoare minunată și venim aproape în fiecare an cu colegii și împreună cu ei am vizitat și complexul monarhal. A fost foarte frumos la mănăstire, mi-a plăcut foarte mult pentru că a fost foarte multă liniște. La final am mers la biserică unde corul a cântat foarte frumos. O atmosferă frumoasă și mi-a făcut foarte multă plăcere să vin. Fiind din Brăila, participăm în fiecare an la această minunată sărbătoare. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este încununarea nașterii naturii, a vieții duhovnicești, a vieții noastre în general, model demn de urmat pentru toți creștinii. Pe tot parcursul zilei, credincioșii veniți la mănăstire au avut posibilitatea să se închine la racla cea adăpostește o părticică din moaștele Sfântului Ioan Maximovici.